Salut! Seceta din anul acesta a avut repercusiuni asupra unui măr mai bătrân din curte. O ramură destul de groasă s-a uscat cu tot cu fructe pe ea și la momentul acesta nu mai are nici frunze. Așa că este momentul să o îndepărtăm. Pentru că dacă rămâne în pom, va fi sursă de infestare cu tot felul de boli. Trecem la îndepărtarea ei. Luăm fierăstrăul pentru pomi, fierăstrăul manual și împreună cu scara ne urcăm în pom pentru a îndepărta această creangă. Așa cum vedeți, merele au rămas aproape stafidite în pom, nu cad. Este foarte posibil să fie afectate și de monilioză, pentru că uscăciunea este un mediu prielnic pentru dezvoltarea fungilor și ciupercilor. Dacă trecem la treabă, luăm fierăstrăul și încet, încet, fără a afecta alte ramuri din coronament, îndepărtez această ramură și odată cu ea și sursa de boală. Este timpul potrivit pentru a face aceste lucrări, pentru că odată cu sezonul de toamnă-iarnă, putem face toate corecțiile necesare pomilor, atât corecții de îndepărtare a uscăciunilor, cât și corecții asupra coroanei. Așa arată coroana după ce am îndepărtat această ramură și cu această ocazie am mai cules și încă un lighenoș cu mere. Sunt un golden delicios. Sunt destul de mici pentru că a făcut foarte multe și n-a avut apă. Rana întotdeauna o sigilăm cu vopsea sau cu mastic horticol. Dar eu am la îndemână vopsea pe bază de diluant și cu o pensulă aplic această vopsea pentru ca în felul acesta rana odată sigilată să nu mai fie sursă poartă de intrare pentru alți microbi. Faceți și voi aceste operațiuni acum, în acest sezon. Curățați pomii de toate uscăturile, corectați-le coroana și în primăvară veți avea pomi sănătoși. Multă sănătate și aveți grijă de voi!